avem alături de noi pe domnul Vasile Fușle, antrenorul de la CSM Satu Mare, de la secția de judo. Domnule Fușle, ce se întâmplă aici în sală? Suntem la un antrenament de judo, suntem înainte de un concurs național, finala pe țară, la U14, cadeți, unde se va juca sâmbătă și duminică la Sibiu. Practic, facem un antrenament de pregătire și cu seniori în același timp, cadeți și cu seniori împreună. Face simultan, cât contează antrenamentele astea, să facă și copii și seniori împreună? Dar facem pentru că ăștia mai mari atrag pe cei mai mici. Deci au mai mult de învățat la ăștia mai mari și e un antrenament benefic pentru sportivii mai tineri. În ultimii ani am reușit foarte multe performanțe. După cum știți, la seniori am avut rezultate foarte bune. Iată că și la copii, deja și cadeți și juniori, avem rezultate foarte bune pe plan național. Drept dovadă că am avut finala pe țară și la cadeți la Craiova. Acum avem finala la Sibiu și o să mai avem două concursuri de U10 și U12 și U13. Sper să ne calificăm și la cele finale. Atunci, anul acesta am luat, o să fim la toate finalele prezente. Cel puțin anul ăsta am fost la U23, unde am luat medalia de aur și una de bronz la Oradea și sperăm și la celelalte mai mici să luăm iar medalii. Bineînțeles, la senior se cunosc rezultatele, două titluri de campioni naționali, trei de bronz, toate fantastice pentru sportul sămurean. Am văzut că secția de copii de lângă cadrul clubului este tot mai numeroasă. Faceți ceva, acțiuni de selecție? Sincer să fiu, nu prea am făcut acțiuni de selecție, mă ocupăm general eu. Acum sunt așa de Marian Halas, dar Marian întâlnit la lotul de seniori și băiatul meu Vase Fușle junior, dar și au probleme că sunt și arbitri și sportivi în același timp, dar mă ajută și ei. Nu m-am plecat deja din toamnă, vreau să fac mai multe grupe. Avem peste 30 de copii, deci de care mă ocup eu personal, deci un pic e cam greu și pentru mine, pentru că susțin și pe cei mari. Mai vin și la ăștia mari și mă duc și la concursuri și cu ăștia mici. În calitate de antrenor. Da, de antrenor. Eu țin să menționez că sunt antrenor voluntar. Sunt președintele secției, nu sunt retribuit nici la CSM Fușle Security, nici la CSM. Deci sunt antrenor voluntar și președintele secției de judo. Am înțeles. Cum decurge un antrenament aici, la secția de judo? Noi facem acum de 3 ori pe săptămână, înainte de finală facem de 4-5 ori pregătire, deci 2 ore pe zi, simultan, cu pregătire fizică, tehnică, tactică și specifică judo. Dincolo de toate acestea, toate antrenamentele se desfășoară aici în sală sau mai merge și altundeva în alt? Da, aici în sală, sigur, și mai mergem cu ăștia mari la pregătiri și la Oradea, chiar acum a fost totul cu bine, am avut timp să mergem în centru de pregătire, că a fost Cupa Mondială la Cluj, participat și noi cu 5 sportivi. Din păcate, n-am reușit să stăm pe locuri fruntașe, dar timpul merge înainte. Avem un sportiv Budălău care va fi pentru Olimpiadă în grupe, deci locul 31 mondial. Cu un pic de ajutor, sperăm să ajungă la Olimpiadă, Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Cum arată viitorul judoului sătmărean? Păi arată foarte bine. Noi și până acum, acum ați văzut și anul trecut, am fost în primii 10 sportivi, 5 au fost judocani. Am avut 4 titluri de campion național. Noi țin să menționez că la nivel național, ca secție de judo, suntem locul 1 pe țară, datorită faptului că avem rezultatele de la seniori și tineret. Alături de mine este tătar Denisa, în vârstă de 13 ani. Denisa, de cât timp practici tu acest sport judo? De 9 luni. Și ce te-a făcut să vizi aici? Păi mi s-a părut un sport foarte complex și mi-a plăcut foarte mult. Cât timp vă antrenați voi? Păi de 3 ori pe săptămână, câte 2 ore. Dincolo de judo, ce mai faci în timpul liber? Păi tot exersez și sper să ajung cât mai departe. Deci doar pe plan sportiv, doar la sport te gândești? Da. La ce concursuri ai participat până acum? Păi am mai fost în Oradea, am câștigat medalia de aur, am fost în Baia Mare, acolo am câștigat locul 3 și încă o dată locul 2. Am mai participat încă la un concurs aici în Satu Mare și am câștigat locul 2. Ce planuri de viitor ai? Unde vrei să ajungi în acest sport? Păi vreau să joc mai sus. Lângă mine este un tânăr sportiv, Pașca Alexandru. Alex, de cât timp faci tu judo? De aproape un an.
Și ce ți-a plăcut la acest sport? Cum ai ajuns tu în sala de judo? Am văzut și pe internet multe lucruri care m-au impresionat și mi-a plăcut și mie. Cum ar fi? L-am văzut pe Ilias Iliades și mi-a plăcut cât de tactic s-a luptat și este un sport foarte complex. Ai și în familie care practică sau a practicat judo? Da, nu, surorile mele. Surata mai mare. Și cum decurg antrenamentele aici la CSM Satu Mare? De 3 ori pe săptămână, de două ore. Sunt obositoare? Nu. Îți place să revii de fiecare dată? Da. Și ce planuri ai tu în sportul acesta? Să devin cât mai sus. Vasile Fușle, cum decurge antrenament aici la judo? După cum vedeți și voi, multă muncă, multă sudoare. Ceea ce puțin știu că se muncește la antrenament ca să câștigi o medalie. Este foarte greu. Foarte mulți văd doar rezultatul, că ești cu medalia în gât. Dar dumneavoastră participați aici în direct și vedeți cât efort depunem și câte sacrificii să avem aceste performanțe. Antrenamentele văd că sunt prea solicitante. Cât de des faceți antrenamente? Facem de 3-4 ori pe săptămână. Câte 2 ore durează antrenamentul, cât și 2 ore jumate. Dar facem și... Este când facem și 2 antrenamente pe zi, pregătire fizică, la sala de sport, la sala de forță. Iar înainte de competiție, cam cu 3 săptămâni, o lună facem zilnic, inclusiv sâmbătă, duminică. Vase, unde crezi că se află judo-ul sădmărean? Eu cred că acum se află în top, după că m-ați văzut și dumneavoastră rezultate foarte bune, multă muncă în spate, o generație foarte bună de seniori, după cum vedeți, vin și copiii din urmă, te bucură foarte mult și din ce în ce mai mult copii doresc să practice acest sport. Am văzut că sunt mulți copii, înaintea voastră au fost grupele de copii. Cum ajunge un copil să practice acest sport? Ce l-atrage la judo? Nu știu, judo este un sport special, mai ales pentru mine. Îți creează un caracter puternic, o personalitate și o disciplină, bineînțeles. Este o artă marțială, e foarte disciplinat față de alte sporturi, părerea mea. Tu de cât timp practici acest sport? Cum te-ai apucat? De 25 de ani, practic judo. M-a dus tatăl meu, bineînțeles, toată familia, berișori și așa mai departe, toți au făcut judo. Practic este în familie ca și o cultură generală. Toată lumea știe acest sport. Nu toți au practicat de performanță, dar mie mi-a plăcut. De la început nu m-a forțat nimeni să fac acest sport, puteam să fac altceva. Abia așteptam să scap de la școală, să merg la antrenament. În toți acești ani bănuiesc că ai acum la foarte multe amintiri frumoase care îți vin acum în minte. Nici nu știu, sunt foarte multe amintiri, am văzut aproape întreaga lume și încă o văd, datorită faptului că acum sunt și arbitru. Practic arbitru sunt din 2000, am devenit arbitru continental din 2012 și am ocazia să cunosc oameni speciali și să călătoresc în toată lumea, ceea ce mă bucură. Cred că judoul este un ambasador foarte bun în lume. Și cum se pregătesc acești arbitri? Am înțeles că de curând ai fost și la un stagiu de pregătire. Da, a fost un stagiu european la Brașov, dar am fost acum încă am arbitrat la European Open de la Cluj de Seniori. După vechea denumire era Cupa Mondială, așa se numea înainte. Am arbitrat foarte bine. Rezultatele au fost pe măsură și a sportivilor români. A fost o competiție reușită. Toată lumea a fost mulțumită și a avut loc în Arena Nouă de la Cluj. Foarte, foarte frumoasă, după părerea mea. Cea mai frumoasă din țară. Care ar fi planurile tale pe viitor? Pe viitor, acum o să mai avem o competiție în Austria. Ce-ți dorești în cariera ta de arbitru? În cariera mea de arbitru, bineînțeles, mi-aș dori să ajung să arbitrez la Jocurile Olimpice. Visul oricărui sportiv și arbitru să fie prezent acolo. Nu neapărat, marea victorie este
ca să fii prezent. Deci acolo spune tot. Și cât de greu e să ajungi acolo totuși. Foarte greu. Este un ranking list, adică un clasament arbitrilor, exact ca și sportivii, trebuie să adun puncte, note și primii 30 din clasamentul mondial arbitrilor se califică la Olimpiadă. Momentan sunt undeva pe locul 70 în lume, din aproximativ 400 de arbitri. Noi îți urăm multă baftă să ajungi la Jocurile Olimpice. Mulțumesc și ce vreau să mai menționez, că am fost selecționat să arbitrez la Festivalul Olimpic pentru Tineretul European. Este denumirea de mica olimpiadă, ca și cum așa, este în perioada 25 iulie 2 august și va avea loc în Georgia, la Tbilisi. Abia aștept, este ca și o olimpiadă, va fi deschidere pe stadion cu delegații, cu România va avea 120 de membri de la mai multe sporturi. Multă baftă încă. Mulțumesc mult. Marian, ce îți place mai mult, antrenor sau sportiv? Amândouă. Dar cred că meseria ca antrenor cred că e mai grea ca cea de sportiv și mai responsabilă. De cât timp ești antrenor? De 2 ani. De 2 ani de zile am început să fiu antrenor cu acte în regulă. Că înainte mai cochetam eu cu antrenoratul, dar oficial de 2 ani de zile. Aici în sală am văzut foarte mulți sportivi și înaintea voastră sunt și mulți copii. Cum crezi că arată viitorul judoului, Stătmânean? Da, și acum în sală a fost doar o parte, avem sportivii care sunt la Lotus în pregătire, la un stagiu de pregătire și avem și copii, că așa mai lipsesc și mulți. Eu zic că viitorul arată bine, dacă vrem, muncim, o să avem și rezultate și practicanți care vor practica acest sport. Cât de mult vă antrenați voi pe săptămână și ce includ antrenamentele? Deci avem 3 antrenamente specifice aici la sală, încă 2 de pregătire fizică la sala de forță. Și încă un antrenament, sporturi complementare, unde un înot, un fotbal, o alergare. Deci undeva noi facem la 6 ședințe de pregătire pe săptămână. Și acum suntem într-o perioadă precompetițională, antrenamentele sunt mai scurte și mai intense puțin. Ce vă propuneți pentru anul 2015? Câteva dintre obiectivele care le-am propus le-am și realizat. Și în toamnă avem un concurs important, finala campionatului național individual, unde sperăm să cucerim cât mai multe titluri. Va fi foarte greu pentru că sunt sportiv de valoare la toate cluburile. Noi ne propunem să cucerim cât mai multe titluri și medalii pe plan național, pe plan internațional, medalii la campionatele balcanice, clasări cât mai bune la cupe europene, cupe mondiale și sportivii care sunt în top, care fac parte și din lotul național, să cucerească cât mai multe puncte și să urce cât mai mult în clasamente pentru calificările la Olimpiadă. Da, alături de mine este judoka Pop Ovidiu de la CSM Satu Mare. Ovidiu, ce se întâmplă practic aici în sală? Aici, în această sală, au loc antrenamentele de judo la secția CSM, începând din acest an, din ianuarie. M-am reapucat după o pauză de vreo 7-8 ani. Am apucat de judo în anul 94, aproximativ de 21 de ani și sper în anul acesta să fac o surpriză la campionatul național, individual. Anul ăsta la Cupa României am terminat pe locul 5. S-a văzut lipsa pregătirii pauzei de acești ani. Sper să fac o surpriză frumoasă la naționale. Înainte de acea pauză, ce rezultate ai mai obținut în judo? De acea pauză am fost campion național în 98, 2000, 2001, vicecampion în 2002-2003, 2005 bronz cu echipa la campionatul național de U23, multiple medalii la turnele internaționale, medalii la campionatul național de copii, cadeți, junior, mici, și vicecampion european de cadeți și locul 3 la Cupa Mondială de Cadeți. De ce ar trebui, am văzut că sunt mulți copii aici la antrenamente, de ce ar trebui un copil să se apuce de judo? Deci ar trebui? Ar fi bine să se apuce de orice sport în ziua de astăzi, că majoritatea își petrec timpul în fața calculatorului. Baruri, cluburi,
sport pentru a se dezvolta frumos, pentru un trup sănătos, o minte sănătoasă într-un trup sănătos. Practic, acesta ar fi esența în general. Pe urmă, dacă au valoare, de ce nu medale la Olimpiadă, ca și Alina Dumitru. Ce diferențiază judoul de alte sporturi, de fotbal, de alte sporturi? La fotbal trebuie să fii bun din picioare. În schimb, la judo trebuie să fii bun, să ai calitate și în picioare și în brațe. Lucrează toți mușchii corpului. Și plus, trebuie să fii perspicaci și să intuiești mișcările adversarului. Florin, cât de solicitante sunt aceste antrenamente la judo? După cum ați văzut, foarte solicitante, să vede după că transpirăm. Este destul de greu, mai ales că a venit perioada asta caldă. Este foarte cald și în sală, dar mergem înainte. De câți ani practic tu judo? De mulți ani mă gândesc, dar... De mulți ani, de când sunt mic. Am avut câteva accidentări cu mici pauze, dar acum, în perioada asta, urmează o pauză. Perioada competițională pentru noi o să înceapă din nou în toamnă. Dar acum facem mai lejer, să zic așa, dar ne menținem în formă. Ce diferențe sunt între judo și alte sporturi, de exemplu? De ce ar trebui un copil de mic să se gândească să practice? După mine, eu zic că judo te disciplinează foarte mult. Este un sport unde trebuie o disciplină, care necesită o disciplină în acest sport. Iar, după cum vedeți, liniște la antrenament, nu prea vorbește nimeni ca la alte sporturi, fotbal, unde știți unde se ajunge la multe altele. Judoka practică și alte sporturi de obicei? Poftim? Dacă practicăm și alte, da, sigur, merge și noi. Pentru mai încercăm alte sporturi, fotbal, tenis, orice sport, not. Asta e ca și o relaxare, să zicem așa. Ce amintiri frumoase ai tu din acest sport? Amintiri sunt, de-a lungul anilor, multe plăcute, dar și neplăcute, cum am zis, operații, fiecare avem accidentări. Ce îți propui tu pe viitor în acest sport? Îmi propun să obțin o medalie la campionate naționale și la celelalte turnee la care vom mai participa și să mă mențin în formă, să mă antrenez în continuare și să nu am parte de nicio accidentare. Ceea ce privește judoul sărmănean, la ce nivel crezi că se află? Părerea mea că judo sărmănean în ultimii 2 ani de când a venit și Alas Marian, Satu Mare, zic că la un nivel mare, printre primele cluburi din țară.